În cealaltă clasă, care va număra tot 25 de locuri, se vor găsi elevi care doresc să practice atletism, handbal, lupte, fotbal, rugby sau volei. Admiterea în viitorul an școlar se va face prin intermediul a două probe. Prima, cea de verificare a aptitudinilor sportive, va avea loc pe 12 și 13 iunie. Înscrierile se fac, începând de luni, 5 ianuarie, la Secretariatul Liceului. Este un ciclu de 8 ani la care vor lua parte 25 de sportivi, 3 portari și 22 de jucători de câmp, pe care vrem să-i ducem până la nivelul juniorilor republicani. Căutăm copii cu calități foarte bune, nu doar pe plan sportiv, ci și pe plan educațional. Copiii care nu au rezultate bune la școală nu pot evolua bine nici pe plan sportiv. Am decis să formăm această grupă de elită la fotbal și în perspectiva finalizării campusului sportiv de la LPS. Resurse în județul Suceava există, doar că acestea trebuie șlefuite, a declarat șeful catedrei de fotbal de la LPS Suceava, Ovidiu Murariu, cel care se va ocupa din toamnă de pregătirea grupei de elită.